Începem cu informații de ultimă oră despre despărțirea dintre Andreea Bălan și George Burcea. De unde știe artista că soțul ei consumă substanțe interzise? Daniela Mireanu vine cu amănunte. Daniela, bună ziua! Bun găsit, Laura. După săptămâni în care cei doi au preferat să păstreze tăcerea, iată că acum a sosit momentul în care atât Andreea Bălan cât și George Burcea dau cărțile pe față și își spun varianta de adevăr. Iar dacă Andreea Bălan a ales să spună povestea ultimelor luni de căsnicie în emisiunea lui Dan Capatos, replica lui George Burcea a venit câteva ore mai târziu, însă pe contul său de Facebook. Astfel, George Burcea o acuză pe Andreea de Bălan că l-a dat pe mâna poliției, dar explică și modul în care blondina a aflat de faptul că el a consumat substanțe interzise. Ei bine, adevărul lui George Burcea constă în faptul că spune că Andreea Bălan a aflat acest lucru chiar din telefonul său, telefon pe care l-ar fi verificat în repetate rânduri. Mai mult, George Burcea dă replica tuturor celor care au comentat despre această situație, vorbește despre presa care a dezvăluit dedesubturile situației, vine și spune cum are de gând să aibă grijă de cele două fetițe pe care le are cu Andreea Bălan, dar vorbește și despre femeia cu care a fost văzut. Însă, de departe, cel mai important lucru este faptul că lămurește situația consumului de droguri. Însă, toate aceste lucruri le veți putea urmări mai târziu în jurnalul de știri de la Antena Stars, așadar, stați cu ochii pe Star Magazine.